Două accidente grave soldate cu 5 persoane rănite și 3 mașini avariate s-au produs în același loc, pe un traseu din raionul Slobozia. Mai mult, potrivit miliției din regiune, al doilea accident a avut loc din cauza primului. Totul s-a întâmplat în data de 28 aprilie, în ziua de Paști. Primul accident s-a produs în jurul orei 10 dimineața. Potrivit milițienilor, o șoferiță de 41 de ani cu 4 pasageri la bord ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina într-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a fost proiectat într-un alt copac, după care s-a inversat. Victimele au fost scoase din autoturism și duse de urgență la spital. Una dintre pasagere, o femeie de 69 de ani, a fost internată în secția de reanimare în stare gravă. Ceilalți pasageri au fost internați în secția traumatologie, cu mai multe răni. Șoferița mașinii nu a pățit nimic. În timp ce pasagerii primeau îngrijiri medicale la fața locului, un șofer a oprit și a coborât din autoturism pentru a oferi o mână de ajutor. În mașina lui au rămas soacra, soția în vârstă de 28 de ani, dar și copilul lor de numai 4 luni. La un moment dat, în mașina parcată pe marginea drumului, s-a tamponat violent un alt automobil. În urma impactului, mama băiețelului de 4 luni a fost grav rănită și dusă la spitalul din Slobozia, unde a suportat mai multe operații. Acum, starea tinerei este stabilă, însă urmează să fie supusă mai multor intervenții chirurgicale. Din fericire, copilul acesteia, dar și celelalte persoane care se aflau în mașinile accidentate, nu au pățit nimic. Miliția din regiune investigează cazul.